Drama româncei Camelia Smicala, ai cărei copii au fost luați de protecția copilului din Finlanda și duși în plasament, pare să nu se mai termine. Acum, procurorii din țara nordică vor să o trimită pe aceasta în închisoare pentru un incident petrecut în urmă cu 2 ani, când agenții de ordine i-au luat băiatul și fata din propria casă. Impresionat de cazul ei, preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a mers personal în Tampere, unde românca și are domiciliul, ca să o încurajeze să își pună nădejdea în Hristos și în Maica Domnului. De altfel, ierarhul a fost mereu alături de Camelia Smicală și a încurajat-o încă de la început să nu abandoneze lupta. Detalii aflăm prin legătură telefonică de la preasfințitul părinte episcop Macarie. Ne rugăm pentru această mamă îndurerată, pentru izbăvirea din necazurile în care se află ea și copilașii săi, Iohan Mihail și Maria Alexandra. O îndemnăm împreună cu toți cei care îi sunt aproape cu sfatul și cu rugăciunea în aceste zile să-și pună nădejdea în Hristos și în Maica Domnului, aducându-ne împreună aminte de cazuri similare care în cele din urmă au avut un deznodământ pozitiv. Nu trebuie abandonată lupta și nici pierdută nădejdea, ci trebuie să mulțim rugăciunea și să continuăm pe toate căile de mersurile de remediere a acestei situații.